Sfântul profet Ioil, fiul lui Petuiel, în urma unei calamități a fost trimis de Domnul să îndemne poporul ales la pocăință. Profețiile sale sunt consemnate în cartea din Vechiul Testament care îi poartă numele. Îndemnul său la pocăință a fost unul plin de putere. Postiți post sfânt, strângeți obște de prăznuire, scrie Ioil. Adunați pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în templul Dumnezeului vostru și strigați către Domnul rugându-L. Zice Domnul, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postii, cu plâns și cu tânguire. Sfâșiați inimile și nu hainele voastre și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult milostiv și îi pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră. O, de v-ați întoarce și v-ați pocăi, ar rămâne de pe urma voastră o binecuvântare. O profeție aparte a Sfântului Ioil a fost aceea pogorârii Duhului lui Dumnezeu în ziua cea slăvită a Domnului. Vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor vedea. Chiar și peste robi și peste roabe voi vărsa Duhul meu și vă voi arăta semne minunate în cer și pe pământ. Această profeție s-a împlinit în momentul pogorârii Duhului Sfânt, iar Sfântul Apostol Petru, în prima sa cuvântare de după cincizecime, a făcut referire tocmai la profeția lui Ioil. O altă profeție a lui Ioil se referă la judecata finală a Domnului care va avea loc în Valea lui Iosafat. Zice Domnul, aduna voi toate popoarele și le voi coborî în Valea lui Iosafat și mă voi judeca acolo cu ele pentru poporul meu și pentru moștenirea mea Israel. Mulțim și iar mulțim în Valea Judecății, căci aproape este ziua Domnului în Valea Judecății. Soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina lor. Din Sion Domnul va striga puternic și din Ierusalim va stobozi tunetul său. Pământul și cerurile se vor cutremura atunci. Atunci veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care sălășluiește în Sion, în muntele cel sfânt al meu. Ierusalimul va fi altarul meu.